cum spuneam ieri, în centrele de cercetare de psihologia se fac multe experimente pe șoareci. Și chiar dacă asta uneori nu este simpatic, experimentele acestea ne permit să învățăm ceva despre comportamentul general și comportamentul al nostru. Un experiment incredibil de interesant făcut în anii 50 și apoi repetat de mai multe ori a verificat comportamentul de un șoricel bagat în apa într-o situație de unde nu poate să iasă. Șoricelul știe să-i note, dar după aproximativ 15 minute renunță să sa mai înoate și se lasa să se înnece. Dar în momentul în care eu, la ultimul moment, scot șoaricelul din apă și după un timp îl pun din nou, se întâmplă ceva incredibil. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și dată fiindcă așteptare despre performanța au o influență determinantă asupra rezultatului, de asta vorbim acum. Ziceam, cum am zis, un șoaricel săracul de el, dacă este bagat în apă într-o situație de unde nu poate să iasă, după aproximativ 15 de minute, renunță să lupte și se lasă să înnece. Dar dacă e scos afară și după un timp este pus înăuntru, rezultatul este absolut incredibil. Șoarecelul continuă să se lupte, continuă să înote pentru zile întregi, adică de la 15 minute la zile întregi de luptă, până când nu ajunge la epuizarea totală. Asta are niște implicații pentru comportamentul nostru absolut incredibile. Poate noi nu înțelegem că tot ce facem se bazează pe credința și speranța. Chiar lucrul cel mai banal îl facem cu speranța să dea un bun rezultat. Noi avem încredere că lucrurile vor fi într-un anumit fel. De la lucrul cel mai banal, am încredere că dacă apes pe buton se aprinde lumina, la lucrurile cele mai incredibile. Tot este bazat pe speranță. E, în momentul în care această speranță nu mai este, pur și simplu, trupul tău, creierul tău, hotărăște că nu mai are rost să te lupți și te lasi, renunți la lupta. Când dacă ne uităm în istoria, prin ce au trecut oamenii în cursul famine, în lagere de muncă, bagați în închisoare, în situații complet incredibile, ce i-a ținut pe picioare? Speranța că vor reuși să iasă din situația respectivă. Și nu întâmplător, în cursul război, așa zis, disfactismul, adică lipsa de încredere în rezultate bune în război, este pedepsit de la curte marțială. Tocmai pentru că în momentul în care, prin populație, prin armată, se răspande sentimentul că lupta este inutilă, că război oricum este pierdut, lumea nu mai pune același angajament, nu mai pune același efort. Deci, ținem cont de aspectul ăsta, pentru că în timp ce, evident, speranța nu ne garantează rezultatul, uneori speranța poate fi complet inutilă, dar lipsa de speranță omoară orice rezultat. Și nu întâmplător, în momentul în care nu ai speranță, prin definiție, ești un disperat. E în momentul în care ești disperat, nu mai găsești niciun motiv pentru a te lupta. De ce să stau să mă efort, să înot, dacă nimeni mi-e scoate de aici? La un moment dat, așa este, mai bine nu fac efort. De ce să mă lupt să fac bani? De ce să mă lupt să am un rezultat? De ce să mă lupt pentru orice? Dacă nu este speranța de a atinge un rezultat, pe cât de minimală. Deci, cum spuneau
latini, spes ultima dea, adică speranța este ultima zeitate, pentru că uneori e tot ceea ce ți rămâne. Dar de multe ori este chiar acea mica speranța care a reușit să schimbe complet rezultatele. Și exemplele în istorie sunt nenumerate. În schimb, la fel de nenumerate sunt exemple în care lumea a pierdut speranța, a pierdut încredere, nu a considerat că nu mai merită să lupte și a pierdut situație, război, meciuri, etc., care totuși ar fi putut încă să fie recuperate. Deci, atenție, înainte de a te implica în vreo acțiune, gândește-te mereu cât de mult ești convins că acțiunea respectivă va avea succes. Aici nu e vorba de legea atracției sau de alte chestii New Age care se pun la mijloc, ci pur și simplu de o forță interioară. Pentru că în momentul în care noi sperăm că rezultatul este bun, punem un anumit efort. Dar în momentul în care credem că efortul nostru nu va da niciun rezultat, tot să fie fără angajamente, fără voință, e nu va da niciun rezultat. Și bineînțeles, dacă nu punem efortul și nu avem speranța, vom avea, desigur, dreptate. Atenție maximă, pentru că speranța este forța cea mai puternică pe care o avem la dispoziție și dacă nu o folosim corect, se va întoarce împotriva noastră. O zi bună în continuare!